Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a încerca astăzi să înțelegem ce se mai petrece în spectrul sociopolitic și nu numai, cu unul dintre cei care se pricepe să analizeze, să radiografieze acest fenomen complex generat pe diverse paliere, spuneam mai devreme, sociale, politice și economice, președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice, domnul profesor universitar Dan Ilie Murega. Stimate domn, bună ziua și bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua și mă bucur faptul că suntem din nou împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii regionali și nu numai, și din Argeș și din Dâmbovița, dacă vreți, și din Hunedoara, pentru că radioul Accent are o frecvență extraordinară care, dacă, așa cum am mai spus, vreți, ajunge aproape până la București, la 40-50 de kilometri distanță. Așa, este absolut de acord cu dumneavoastră. Sunteți un om care urmărește nu doar ceea ce se petrece în spațiul mioritic, ci cu siguranță în toată lumea, și nu putem să nu remarcăm incidentele cu multe semne de întrebare de natură violentă pe alocuri ce au loc în Franța de câteva săptămâni. Iată, la final de săptămână, în weekend, cetățenii francezi se mobilizează, își iau niște veste galbene pe ei și protestează destul de violent împotriva cui? Împotriva președintelui, împotriva guvernului președintelui sau împotriva unui sistem pe care nu-l mai suportă? Împotriva unui sistem care nu-l mai suportă. Și în același timp și împotriva guvernului și președintelui, pentru că președintele în campania electorală n-a fost susținut de către partide. El a fost susținut de către cetățeni, crezând că într-adevăr ceea ce a promis, că va reforma statul din temelii, va și face. Iată că de fapt sistemul este atât de bine înfiripat încât n-a putut să facă aproape nimic din ceea ce a promis. Prețurile au crescut foarte mult, de asemenea au crescut prețurile la combustibili, la benzină, la motorină, și asta i-a făcut de fapt să iese în stradă, pentru că oamenii se împrumutau de la lună la lună ca să poată să-și achite obligațiile pe care le aveau față de taxele și impozitele care trebuiau să fie plătite și față de cheltuielile cu serviciile care le aveau, cu gazele, cu energia electrică și nu în ultimul rând cu ceea ce pui pe masă ca să mănânci și cu ce îți mai rămâne să te îmbraci, dacă îți mai rămâne. Deci foarte mulți oameni au fost nemulțumiți, foarte mulți salariați au fost nemulțumiți și de fapt a fost un semnal de alarmă și de luptă împotriva multinaționalelor. Pentru că dacă la noi în România ați văzut, multinaționalele organizează asemenea demonstrații, se luptă împotriva guvernului. Multinaționale care, de fapt, au distrus clasa mijlocie din România, întreprinderile mici și mijlocii. Și eu mă aștept ca aceste multinaționale să se restrângă într-un fel și mă aștept ca primarii, indiferent de unde ar fi, că, de fapt, discuția o purtăm la general, nu numai pe problemele județului Gorj, și discutăm în general, ar trebui să nu mai își dea avize așa de repede pentru a înființa Profi, pentru a înființa, știu eu, Carrefour-ul, pentru a înființa așa, așa, și altele care sunt multinaționale și ce fac? În fond distrug întreprinzătorii români, capitalul autohton. Ori marele liberal Brătianu spunea așa, că România trebuie să dezvolte prin noi înșine. Corect. Adică noi să avem un capital puternic românesc. Ori la noi nu putem să vorbim de capital românesc, atâta timp cât de fapt multinaționale au fost sprijinite extrem de mult și în al doilea rând în România au fost sprijiniți nu cei care lucrează în firmele private românești, ci multinaționalele, pentru că dumneavoastră și nici eu n-am văzut nicio multinațională cu reprezentanții administratorii pe care i-au
trimiși în vreo judecată sau vreo evaziune fiscală, iată să ei beneficiază de anumite facilități, dar de unde și de ce? Pe când oamenii de afaceri români au fost trimiși cu duiumul la pușcărie și implicați în procese penale. Deci, cu alte cuvinte, unele instituții de forță au cooperat și colaborat cu cei care dețin aceste multinaționale și le-au sprijinit și au luptat împotriva capitalului propriu românesc. Dar acum revenim la Franța, în condițiile în care ați văzut că s-a decretat stare de urgență economico-socială. Nu se aplică, așa cum a spus Macron. De la 1 ianuarie, cred că vom asista la demonstrații inimaginabile, la care nu am văzut niciodată. Pentru că francezii sunt oameni hotărâți și nu mai pot să suporte taxele și impozitele atât de mari, la care, de fapt, Macron le-a promis că al doilea job la care vor lucra nu vor mai fi impozitați cu absolut nimic. Ori la noi în țară ne impozitează munca cu 41%, la ei că e 21%. Și mai veniseră cu propunerea că dacă lucrează la ai o jumătate de normă, nu. Să plătești obligațiile fiscale și taxele și impozitele la normă întreagă. Adică au ajuns nebuni și descreierați acești PSD-iști care conduc la nivel național guvernul, parlamentul, împreună cu cei de la ALDE. Ori este inadmisibil așa ceva. Este inadmisibil ca la tine în țară să schimbi codul fiscal numai în acest an pe 10 luni de 114 ori. Când, potrivit legii organice, în ceea ce privește codul fiscal, el se poate schimba numai cu 6 luni înainte de a se aplica anumite prevederi. Ei schimbă peste noapte. Schimbă ca pe ciorapi, așa cum vor ei, și introduc noi taxe și noi impozite. În condițiile în care acești indivizi nu-și dau seama de pericolul pe care îi paște și de ieșirea în stradă a oamenilor care nu mai pot să trăiască în România, pur și simplu nu mai pot să trăiască, din cauza acestor biruri înrobitoare, veți vedea că, de fapt, vom avea și noi ceea ce au și francezii. Pentru că este de-a dreptul de mintea nopții ca să crești salariile la bugetari, să crești numărul bugetarilor. În 2004 erau 1.200.000, acum sunt 1.500.000. Dacă mai adăugăm la 1.500.000 oameni de afaceri și cu cei de la multinaționale și unii oameni de afaceri cu întreprinderi mijlocii și mari, care într-adevăr au niște posibilități mai mari, cât și cei care lucrează în alte domenii bine plătite, ajungem la undeva la 3 milioane și ceva. Cam așa, da. Restul de 15 milioane jumătate sunt oameni în praguri sărăciei. O spunem foarte clar. Deci, iată că, de fapt, Ministerul Finanțelor încearcă, de fapt, acum în al 12-lea ceas să spună că, de fapt, aparatul administrației publice este foarte mare. Eu am spus-o nu odată. Am rugat și parlamentarii de Gorj să discute cu ceilalți parlamentari din regiunea Oltenia și nu numai. Să ia măsuri să restructureze administrația publică. Nu poți să ai o comună cu 1.500 de salariați sau chiar cu 2.000 sau cu 3.000. Atâta timp cât media pe Uniunea Europeană este de peste 5.000, 6.000, 7.000 de locuitori pe o comună. Iată că, de fapt, sunt foarte mulți bani care se risipesc pe aceste localități și pe personal care
Nici o primărie nu este sub 15-20 de salariați, unde altădată erau 3-4 la asemenea comune. De asemenea, în aparatul central trebuie să se reducă cel puțin cu 50%. Păi la 1.500.000 de bugetari, noi suntem aproape dublu cât avea pe vremea lui Ceaușescu, când erau 800.000 de bugetari. Și inclusiv o serie întreagă de instituții, din punctul meu de vedere, care pot să am această pretenție că le cunosc, o serie întreagă de instituții pot să fie comasate, să dispară. Eu am avut discuții cu 3 directori din instituțiile deconcentrate, din instituțiile județene care sunt subordonate ministerelor de resort și care mi-au spus clar: domnule, noi putem lucra cu jumătate din personal și să realizăm acelea sarcini care le avem. Au spus ei, alții ar fi cerut. Deci este inadmisibil așa ceva. Inadmisibil la Consiliul Județean cât personal are. Consiliul Județean a început la un moment dat cu 160, cred că acum are în jur de 5-600, dacă nu 700. Foarte probabil. Foarte mulți. În companiile naționale la fel. Toți lipitorii de afișe au ajuns să lucreze acolo, iar muncitorul să primească un salariu de mizerie, de 200 de mii sau de 250 de mii, de 20 sau 25 de milioane de lei vechi. Pe când funcționarul care lucrează, de exemplu, la Complexul Energetic Oltenia, are 30, 40, 50 și stă, de fapt, în spinarea muncitorilor al minerilor. Nicăieri în lume, deci nu numai în Europa, în lume, nu o să găsiți ca funcționarii publici sau chiar funcționarii dintr-o companie de stat să aibă salariile mai mari decât salariații din sistemul privat. Noi suntem singura diferență, dacă ne gândim la salariul mediu, o diferență între sistemul de stat și privat de aproape 300 de euro. Deci iată niște anomalii foarte clare. Deci am mărit salariile așa, fără niciun fel de gândire. În condițiile în care au făcut împrumuturi până acum pe 10 luni de 12 miliarde de euro. Ei au luat țara, toate guvernele până în prezent, la circa 7 miliarde excedent al bugetului, din care 3 miliarde erau lichidități în bănci și 4 miliarde creanțe de încasat la alte state. Cine i-a încasat, ce au făcut, că nu se mai știe nimic. Dar acum am ajuns la o datorie externă de 100 de miliarde de euro. Ceea ce este crimă, pur și simplu. Noi am distrus întreaga industrie și întreaga economie și agricultură, pe când dacă luăm Polonia și Ungaria, le-au consolidat. Iar la început, când au venit cu anumite privatizări, pe urmă și-au răscumpărat, cel puțin la resursele naturale și participațiunile la energie electrică, la gaze și așa mai departe, la resurse naturale. Noi am vândut toate resursele naturale, chiar și pământul strămoșesc care ni l-a lăsat, am vândut peste 3 milioane și ceva, 4 milioane de hectare. Dar ce pământ, cel mai bun, câmpia Banatului, câmpia Română. Am vândut în zona Dobrogei, zona Brăilei, cel mai bun și cel mai fertil pământ. Ori este inadmisibil așa ceva. PSD a greșit extrem de mult mărind nesustenabil unele salarii și pensii. Și mă refer la salariile mari și pensiile mari.
Există oameni care aveau 100 de milioane de lei vechi, pensie. Acum au 200 și ceva de milioane de lei. Există salarii la fel. Și dau salariile parlamentarilor. Parlamentarii acum, mă rog, acum șase ani de zile eram parlamentar și aveam 51 de milioane de lei vechi salariu și încă pe atât venituri pentru a plăti personalul care lucrează la cabinet. Ei, acum a ajuns cu toate aceste venituri la 360 de milioane. Adică o batjocură într-un har fără de hal. Și cum spuneam înainte, 3 milioane jumate de oameni care o duc, unii foarte bine, unul bine, și majoritatea 15 milioane jumătate care de fapt trăiesc de pe o zi pe alta, iar alții nici măcar atât nu au ce să pună pe masă. Este o chestiune dramatică și discutam cu unii din parlamentari care sunt din opoziție și spuneam, n-aveți cum să intrați într-o normalitate decât să schimbați, deși este de sorginte liberală, impozitul unic de 16% pe venituri cu un impozit care să fie progresiv. În funcție de... În funcție pe tranșe de salarizare. De exemplu, până la 20 de milioane să ai, să nu fie nici în impozit, de la 20 la 30-16%, de la 30 la 50-20% și așa mai departe, cum o stabilie tranșele. Altfel, nu se poate chibzui banul public din taxe și impozite și să se întoarcă înapoi asupra majorității populației care o duce extrem de greu. Și mulți nici nu-și găsesc locuri de muncă, deși trimbițează peste tot că noi avem nevoie de personal. Avem nevoie de personal, dar îl plătim prost. Pentru că n-ar pleca de flori de mări în afara țării. Sigur că mărind pensiile, mărind salariile, la un moment dat și-au dat seama că nu mai au de unde să ia bani decât de împrumuturi. Noi plătim enorm de mult pentru împrumuturile pe care le-am luat. Aproape anual plătim 1 miliard de euro la împrumuturile luate, ceea ce este inadmisibil, vă dați seama. Puterea de cumpărare, sigur, că a crescut. Cererea de produse a depășit cu mult oferta economiei românești. Și atunci, puterea de cumpărare a crescut, dar cumpărând mărfurile din import. Și este o creștere economică deghizată la noi. Da, una falsă. Pentru că adevărata creștere economică este la producătorii de produse pe care noi le cumpărăm. Am intrat deja în rezervele statului de la Banca Națională Română. Ori în rezervele statului nu se intră decât în situații extreme. Război, inundații, calamități, da. Calamități și așa mai departe. Păi sigur că și noi am avut calamități. Calamitățile care sunt în guvern și calamitatea numărul 1 care este deținătorul puterii absolute în România, Liviu Dragnea. Și un alt tântălău și individ care e președinte și care de fapt în loc să se ocupe de problemele ce frământă România și să participe și să colaboreze cu guvernul și să-și aducă aportul într-un fel sau altul prin diverse medieri în așa fel încât poporul să o ducă mai bine, el își face campanie electorală. A început. Și a început să facă o mare consfătuire
cu cei din educație, mă rog, cu alți specialiști, cu unii din parlamentari care sunt prin Comisia de Învățământ, cu cei care au fost miniștri anterior prin la Ministerul Educației, să facă, așa zis, program România Educată. Păi, dar el, dacă dorea să facă acest program România Educată, de ce nu l-a făcut în primul an de mandat, dacă îl interesa de români? Și de ce acum, pe sfârșit de mandat? Că vrea să înnebunească de creier oamenii ca să-l voteze ca președinte din nou? Eu o spun foarte clar. Nu merită nici PSD-ul să mai câștige alegerile, iar acest Dragnea trebuie să dispară, pentru că din toate sondajele de opinie, 70% nu-l mai doresc nici pe Dragnea, nici guvernul Dragnea, nici pe Dăncilă. Și nici Iohannis să mai fie președinte, care de fapt el s-a dovedit că n-a fost președintele tuturor românilor. Așa este, iată, astăzi se împlinesc, sper că și ascultătorii noștri, sunt convins că și ascultătorii noștri știu acest lucru, 2 ani de la câștigarea alegerilor parlamentare, iată, 2 ani în care, exact cum bine punctați mai devreme, s-au crescut salariile haotic în sistemul bugetar, fără o noimă, fără o, să-i spunem, sustenabilitate reală, autentică a economiei românești. Pensiile, să nu uităm, recent am văzut dovezi că se iau însemnate de bani din fondul de urgență al guvernului, iată, pentru plata pensiilor. Foarte multe promisiuni neonorate sau onorate cu preț foarte mare de către actualul guvern, pentru că și aici este o paranteză, este al treilea guvern, să spunem, cu al treilea premier de la preluarea mandatului, în condițiile în care PSD plus ALDE aveau confortabil o majoritate. Un bilanț care la 2 ani de la preluarea guvernării nu e deloc unul roz pentru socialdemocrați și evident pentru partenerii din ALDE. Da, dumneavoastră aveți perfect dreptate și eu aș mai vrea să vă mai dau niște exemple ca să fie convingătoare. PSD a greșit extrem de mult mărind nesustenabil salariile și pensiile, așa cum ați spus și dumneavoastră. Fondul de salarii a crescut de la 57 de miliarde în 2016 la 69 de miliarde în 2017, la 81 de miliarde în 2018. Fondul de pensii a crescut de la 81 de miliarde în 2016 la 89 de miliarde în 2017 și la 99 de miliarde, aproape 100 de miliarde de lei în 2018. Cu alte cuvinte, vorbim de o creștere a fondului de salarii cu peste 5 miliarde de euro anual. Închipuiți-vă ce se putea face cu acești 50 de miliarde de euro anual. Se puteau face câteva autostrăzi, nu una, 10 autostrăzi de la Pitești la Sibiu. Dar probabil că nici gând să fie nici măcar în anul 2022. Anul trecut am importat bunuri și servicii de 75 de miliarde de euro și am exportat de 63,5 miliarde de euro. A rezultat deci un deficit record de 12 miliarde de euro. Nu am făcut altceva decât să finanțăm milioane de locuri de muncă în afara României. Pentru că, de fapt, asta am făcut. Atâta timp când noi am avut cerere de mărfuri din afară, n-am făcut decât să crească economia în domeniul producției, în domeniul serviciilor, de la țările în care am importat. O inflație de 5%, de 2 ori mai mare decât media la nivel european, este o consecință păguboasă a acestui guvern, ca să nu mai discutăm de o serie întreagă de dobânzi care au crescut la împrumuturile pe care oamenii le-au luat. Corect. Și acum au ajuns să plătească
cu 15, 20 și chiar 30% mai scump pe rata pe care o are de plătit la bancă decât atunci când s-au angajat și au luat împrumutul pentru, în special pentru locuință. În 2018, Ministerul de Finanțe s-a împrumutat de pe piața internă 50 de miliarde de lei, iar de pe piețele externe cu 2 miliarde de euro și 2 miliarde de dolari. Sume fantastice. România s-a împrumutat din ce în ce mai greu și la costuri din ce în ce mai mari. Cu toate acestea, în ședința de guvern de vinerea trecută, s-a stabilit creșterea salariului minim brut la 2080 de lei. Nu mai vorbim în niciun fel de investiții. Și vă dau un exemplu. În timpul lui Ceaușescu, investițiile în total venit național, în produsul intern brut, erau de 27-30%. Iar investițiile în timpul acestor indivizi incapabili și impostori, batjocoritori de neam românesc, au fost de 2,7. Iar pentru infrastructură 0,3. Spuneți dumneavoastră, când reconstruim noi România, când reconstruim o industrie românească, când reconstruim irigarea, instalații de irigare în domeniul agriculturii și multe altele pe care trebuie să le facem pentru poporul nostru? Niciodată. Niciodată. Acesta niciodată. Este clar. Cel puțin de-a lungul existenței mele, mi-e greu să cred că se va întâmpla acest... Sunt chestiuni pe care nu le poate nega nimeni, chestiuni dureroase, dar din care, iată, refuzăm să tragem în învățăminte. Fac o dumneavoastră pariu că dacă, nu astăzi, generic, dacă mâine s-ar face alegeri, multă lume ar vota în continuare în stare de inconștiență. Dumneavoastră aveți dreptate. Și probabil că v-ați referit la PSD. Da. Vor vota PSD-ul pentru că, de fapt, au organizații locale foarte vechi și implementate în conștiința celor din mediul rural și chiar în mediul urban, în suburbii, pentru că, de fapt, cunoștințele civice au scăzut extrem de mult. Și, în asemenea condiții, pentru niște fărâmituri pe care le obține de la domnul primar sau știu eu, șeful secției de vot, tot cu ajutorul primarului, oamenii sunt în stare să așa își vândă votul pe nimic. Dar el nu știe că dacă primește, știu eu, ceea ce primește, sau îi se achită datoriile la bufet sau la magazin de 100 de lei sau de 50 de lei, îi vor băga mâna acești indivizi când ajung la guvernare în 4 ani, poate pentru 50 sau 100 de milioane de lei. Așa este. Să trecem și la chestiuni, să-i spunem, cât de cât pozitive. Avem o alianță a vestului, o grupare, un grup, nu grupare, că poate sună ciudat, un grup de primari care, iată, din vestul, din nord-vestul țării, înființează Alianța Vestului, spuneam, cu scopul atragerii de însemnate fonduri europene. Au apărut reacții din partea socialdemocraților care spun, e separatism aici, ce se întâmplă, că nu vor să mai depindă de București, poate să mai depindă o regiune dezvoltată a țării de, să spunem, anomaliile care se întâmplă constant de la centru, de la capitală? Nu mai pot să aștepte. Pentru că eu vă spun foarte clar, ei au risipit banii așa cum au vrut ei, parcă ar fi fost banii lor de acasă, nu din taxele și impozitele de la sărmani. Corect. Și de la firmele pe care le-au redus cu zeci de mii numărul de salariați și zeci de mii de firme au fost suspendate sau au fost radiate sau au intrat în reorganizare, în insolvență. Și sigur, în condițiile în care le-a redus
și a modificat și legea în care o parte din veniturile obținute în plan local, circa 40%, mă refer la impozitele pe salarii, rămâneau la consiliile locale, au luat totul la nivel central. Au făcut o hipercentralizare, iar localitățile primarii n-au cum să-și onoreze obligațiile față de cetățeni, corect, pentru că n-au resurse financiare. Și atunci, sigur, cei patru primari care sunt liberali, și asta contează, pentru că au găsit împreună numitorul comun să facă o alianță, alianța de vest sau AVE, prin care să-și facă proiecte mari, proiecte care, așa cum spuneți dumneavoastră, de anvergură, care să lege aceste orașe cu trenuri de mare viteză, cu autostrăzi și multe alte proiecte pe care le au. Eu mă așteptam ca PSD-știi să-și facă și ei pentru Sud, pentru Sud-Vest, ca să acceseze fonduri. Pe câte am văzut că Sibiu și Alba bat la poarta celor patru ca să intre și ei în această alianță. Da, de altfel, în acel act constitutiv s-a lăsat portiță pentru orice UAT care dorește, exact, să se ralieze. Și mă aștept și Hunedoara, pentru că Hunedoara face parte din regiunea vest, Carașul-Severin. Dar lângă ei fiind și noi, Gorjul. Poate. Și cu Mehedințu n-ar fi exclus, după o discuție care am avut-o cu primarul, cu Marcel Romanescu, spunându-mi că, de fapt, a discutat cu cei patru primari ca să includă și Târgu Jiu în acest proiect din vest. Pentru că, de fapt, facem parte din regiunea Sud-Vest. Ar fi singura soluție ca acest frumos... Singura soluție, pentru că, altfel, te uiți la județul nostru, la Gorj, că moare încet, dar sigur. Da, era de altfel și acea vorbă, dacă vrei să omori un câine, du-l în Gorj, că sigur moare de foame. Exact. Sunt chestiuni triste, stimate domnul, sunt chestiuni pe care nu cred că un om întreg la cap le poate nega. Suntem acum și mă gândeam, ați făcut politică o bună parte a vieții dumneavoastră, știți foarte bine cu ce se mănâncă și actul administrativ, dar și joaca, să spunem, numită politică. Cât de firesc este ca după un congres executiv național, premierul, care întâmplător este și președinte executiv al unei formațiuni politice, să iasă public și să spună că într-un for politic s-a hotărât să se asume ordonanța, să se asume răspunderea guvernului pe niște ordonanțe privind amnistia și grațierea. Adică e normal atât de vizibil să se petreacă lucrurile la o întâlnire politică, să se decidă soarta justiției? În condițiile în care... Nu este normal și, de altfel, arată nu altceva. Slugărnicia. Primul ministru, incapacitatea de a conduce un guvern, pentru că hotărârile de guvern se iau prin discuții guvernamentale, după alte discuții care sunt probabil prin forurile politice. Dar nu tot ce se discută în forul politic se pune în practică de către guvernanți. Ori Dragnea, dacă răcește un pic, Viorica Dăncilă strănută. O comparație foarte... Și vă dați seama că plastică. E atât de proastă este, pentru că din proastă și analfabetă, dacă intrați pe Google, nu o găsiți mai frumos de atât ca și caracterizare. Asta face. Spune că s-a hotărât în comitetul executiv să dăm o ordonanță. Dăm o ordonanță! Păi și tu, care ești prim-ministru, nu ai miniștri, nu discutați în cabinet, nu discutați cu ceilalți specialiști, numai ce hotărăște Dragnea în comitetul executiv. Dacă șeful vrea, trebuie să transpună printr-un act ministerial. Este criminal ceea ce se întâmplă pentru țara
noastră și pentru popor. Pentru că o asemenea situație nu am avut niciodată. Cred că în România și mai ales după 1990, după lovitura de stat, că n-a fost nicio revoluție, să fim serioși. Așa este, stimate domn, din păcate am ajuns la finalul emisiunii, tot din păcate o spun, mai erau subiecte multe, multe. Un gând de final din partea dumneavoastră pentru radioascultătorii noștri, cei care emisiune de emisiune ascultă, ne privesc și trag concluzii, sperăm cât mai potrivite pentru acest final de 2018. Eu le doresc tuturor ce îmi doresc și mie. Le doresc să aibă sănătate, să fim cu toții mai uniți, iar la toate aceste nelegiuiri care sunt făcute de clasa politică, să reacționăm. Reacționăm cum? Legal, prin proteste masive, dar și când vin alegerile, să nu le mai dăm votul, pentru că altfel îi legitimăm din nou să ne țină și să ne pună capul pe grumaz. Să ne pună piciorul pe grumaz. Așa. În rest, le doresc să le dea Dumnezeu să fie fericiți și sănătoși de sărbătorile de iarnă și să aibă un an mult mai bun, cu mult mai multe împliniri și multe bucurii. O zi cât mai plăcută vă dorim, vă mulțumim în numele radioascultătorilor pentru urările făcute, cu siguranță ne vom revedea, ne vom reauzi, sperăm și noi mai sănătoși. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai frumoasă, la revedere!